Dar când vine vorba despre finanțare, asigurarea finanțării corecte a partidelor politice, rezultatele sunt sub orice critică. Dacă consultați rapoartele financiare prezentate de către partide, Comisiei Electorale Centrale și cele care au fost publicate pe pagina acestei instituții, pe care am putut să le consultăm și noi, o să vedeți cât de neserioase sunt aceste raportări. Un simplu exemplu, cele mai mari sau cele două partide politice din Republica Moldova cu cele mai mari bugete în anul 2015, Partidul Democrat și Partidul Socialist, au modalități de finanțare foarte diferite. De exemplu, în cazul Partidului Socialist, cea mai mare contribuție la finanțare vine din cotizații, care pentru noi a fost o mare surpriză, pentru că în Republica Moldova se discută că nu există cultura achitării cotizațiilor de membru. Păi, în Partidul Socialiștilor nu doar că există această cultură, dar suma pe care o plătesc membrii este foarte mare. Este peste 2300 de lei. Asta în situația în care noi, la congresul nostru, am putut să negociem cu membrii o sumă de 120 de lei pe an, anual. În alte partide, membrii au o bunăstare mult mai înaltă și reușesc să investească mii de lei. În același timp, Partidul Democrat, care iarăși se laudă cu un buget destul de mare, nu are niciun leu provenit din cotizații. Acolo, marea parte a finanțării vine din donații făcute de către membrii partidului. Nu este clar de ce membrii nu pot plăti cotizații, dar fac donații. Dacă vrem să vedem de unde vin aceste donații, intrăm pe pagina acestui partid, nu găsim nicio informație despre câți oameni au făcut aceste donații, care este suma maximă a acestor donații, etc. La fel, contrar prevederilor legislației, unele partide nu indică care este mărimea cotizației pe care partidul poate să o accepte, să o colecteze și așa mai departe. Deci, pentru noi, toate aceste lucruri ridică niște semne de întrebare și ne fac să credem că cei de la Comisia Electorală Centrală nu verifică autenticitatea cifrelor raportate, iar în situația în care finanțarea partidelor rămâne o dimensiune opacă, nu putem să vorbim despre alegeri libere și corecte. Deci noi credem că aici